Dar bună seara, eu sunt Doina Salcuțean, urmăriți o nouă ediție emisiunii Obiectiv Comun. În această seară vom discuta despre programele de gestionare eficientă a bugetelor locale și asigurarea transparenței bugetare în primăriile din Republica Moldova și România. Nu este mai puțin important și aspectul legat de implicarea cetățenilor unei comunități în gestionarea banilor publici. Bugetele locale depind de resursele pe care le primesc de la nivel central. Deoarece cheltuielile depășesc de multe ori aceste sume, primarii caută soluții externe de suplimentare a veniturilor pe plan local. Despre toate acestea vom vorbi astăzi în cadrul emisiunii Obiectiv Comun, alături de invitații ediției. Însă, pentru început, urmăriți un reportaj de prezentare a procesului de creare și gestionare a bugetelor locale în Republica Moldova. Dezvoltarea unei comunități prin rezolvarea problemelor acute depinde în primul rând de resursele materiale disponibile, de calitatea managementului acestor fonduri și de colaborarea între diverse structuri ale administrației publice locale. Ciclul bugetar este un ciclu care durează pe parcursul întregului an și, de fapt, un ciclu bugetar conduce către următor ciclu bugetar, deci este un proces care, de fapt, nu se termină niciodată, este un proces continuu. Prima etapă în procesul bugetar pornește de la Ministerul Finanțelor. Ministerul Finanțelor emite o circulară care o transmite către toate autoritățile publice locale. Circulara Ministerului Finanțelor include, de exemplu, prognozele pentru creșterea economică, prognoza inflației. Circulara, de asemenea, mai include și limitele maxime pe care autoritățile publice locale pot să le includă în buget pe aspecte de cheltuieli, pe aspecte de deficit bugetar. După ce se elaborează proiectul de buget, în această perioadă el este sau ar trebui să fie consultat și cu cetățenii, cu persoanele interesate. Potrivit practicilor internaționale în domeniu, cetățenii trebuie consultați chiar din etapa incipientă a procesului bugetar. Astfel, șansele ca opinia lor să fie reflectată în proiectul de buget sunt mai mari. Cred că dezbaterea bugetelor locale este una foarte importantă. Să știți că nici în România majoritatea zdrobitoare a oamenilor nu înțeleg de unde provin veniturile localităților. Au apărut în România o serie de primării mai destupate și recomandă și în Republica Moldova, oricui dorește să facă lucrul ăsta, se introducă bugetarea participativă. Pun o listă de 5, 6, 7 proiecte și oamenii decid, votează mai întâi în vot online sau întâlniri fizice, niște consultări și spun dintre reamenajarea unui parc, o pistă de bicicletă și o sală de sport, noi preferăm să facem, să spunem, sala de sport și nu să reabilităm parcul. Și, în general, primăria, Consiliul Local, ține cont că cetățenii, atât cât i s-a dat și lor un cuvânt de spus pe o investiție, a este investiția, spunem cumva, copilul de suflet al comunității. Un alt lucru important este transparența bugetară. Experții menționează că funcționarii trebuie să informeze pe cetățeni despre finanțele de care dispune primăria. În aceste condiții, localnicii ar deveni mai responsabili și ar înțelege care sunt limitele bugetului. Direcția Finanței din cadrul Ministerului Finanțelor oferă tot suportul metodologic de care au nevoie autoritățile publice locale. Totodată, Ministerul Finanțelor periodic organizează chiar și instruiri și seminare pe îmbunătățirea capacităților autorităților publice locale în gestionarea finanțelor. Responsabilitatea pentru asigurarea unor venituri suficiente revine autorităților locale, care ar trebui să fie preocupate de găsirea unor soluții de suplimentare a veniturilor, mai susțin experții în domeniu. Infrastructura finanțelor publice locale astăzi pune o parte din responsabilitatea colectărilor pe seama autorităților publice locale. În bugetul autorităților publice locale, o parte din venituri sunt venituri care sunt în mod expres colectate de către autorități. Aici vorbim despre veniturile colectate din prestarea anumitor servicii, de către primărie, de exemplu, și venituri din taxe și impozite locale. Mare parte din venituri în continuare sunt constituite din transferurile de la bugetul de stat. Și în al treilea rând, într-adevăr, există și posibilitatea ca autoritățile publice locale să contracteze granturi. Granturile străine reprezintă o cotă importantă în bugetele autorităților care reușesc să obțină aceste granturi. Și ele, într-adevăr, pot să aibă un impact suficient de major atât pe infrastructura locală cât și pe alte servicii publice de care beneficiază cetățenii. Conducerea primăriei satului Gura Galbenei, raionul Cimișlia, spune că la elaborarea proiectului de buget ține cont și de acordul de înfrățire cu comuna Măgurele din județul Prahova.
act reactualizat anul trecut. Am realizat împreună cu colegul meu, primarul de Măgurele, Vasilică Diaconu, unde prin deciziile ambelor consilii am decis ca în acest loc să creăm un sector de recreere a populației, unul foarte apreciat de întreaga localitate, cu denumirea primului domnitor al lui Alexandru Ioan Cuza, care acest monument care a înveșnicit chipul și nu ne lasă să ne uităm istoria, care la fel a fost o donație din partea română. Acest sector de recreere a populației este unul foarte benefic. Anul împrejur, îndeosebi în perioada primăvară-vară, aici se regăsesc copilașii noștri din instituțiile de învățământ, al liceului teoretic, tineretul activ, chiar și oamenii în vârstă, care după ședințele din biserică, din alte părți, sunt prezenți în acest sector de recreere pentru a se odihni, pentru a sta de vorbă. Consiliul a venit cu un suport de 80.000 de lei pentru infrastructura acestor alei, materialului săditor, corpurilor de luminat, și partea română la fel a contribuit cu donații de 8.000 de euro. Am realizat în timp de un an de zile. Primarul Victor Stână declară că în acest an urmează să fie extins iluminatul public în localitate, iar primăria comunei Măgurele va contribui cu 7.000 de euro pentru procurarea corpurilor de iluminat. În schimb, lucrările vor fi executate de primăria satului Gura Galbenei. Colegii primari din întreaga Republică care mă vor auzi, cred că îmi vor da dreptate că satele noastre se schimbă la față în, să zic așa, ultimul deceniu, anume datorită că primarii caută, știu mereu a identifica sursele extrabugetare din sursele care sunt proprii ale noastre și cele delegate de către guvern. Nu pot executa proiecte grandioase de infrastructură sau de dezvoltarea serviciilor publice doar de întreținere. De aceea noi mereu suntem nevoiți să fim în căutarea mijloacelor financiare, fie că țin cont de infrastructura drumurilor, fie că țin cont de canalizare, de apă, de iluminat public, de modernizarea serviciilor publice. Și iată, una din componentele de atragere a investițiilor este una foarte benefică, ordonanța de guvern a României, care stipulează că acele localități care sunt înfrățite, care au acord de colaborare, li se permite de a direcționa sursele financiare către dezvoltarea localităților din Republica Moldova, fiindcă așa zice că prietenul și fratele la nevoie se cunoaște. Astăzi nouă ne este mult mai greu ca României, de aceea toate ajutoarele care vin de la frații noștri de peste Prut sunt foarte la timp și benefice. Și orașul Ștefan Vodă a beneficiat de-a lungul anilor de sprijin financiar din partea statului român. Dacă aș fi să vorbesc despre contribuția statului român în raionul Ștefan Vodă, ar fi fost să vorbesc foarte mult. Prima investiție pe care o observăm foarte important pentru orașul și raionul Ștefan Vodă este monumentul lui Ștefan cel Mare, care a fost donație din partea municipiului Iași în anul 1995, care este și până în prezent aici, în Piața Libertății, acest monument. Noi avem în spate, de exemplu, bustul marelui poet Mihai Eminescu. Acesta a fost donat de către asociația asta Astra în 2011 și tot în 2011 a fost și dezvălit. Eu mă țin minte pe mine când eram încă elev la liceu, ce emoții extraordinare mă copleșeau atunci când a fost dezvelit acest monument și noi am știut exact că acesta a fost donat din partea României. Administrația publică locală a contribuit, dar cea mai mare contribuție a avut statul român. Cred că statul român a susținut mai mult decât toate guvernările din Republica Moldova, toate guvernările de la Chișinău, dezvoltarea social-culturală a tineretului în Republica Moldova. Datorită sprijinului financiar din partea Consiliului Județean Brașov, se observă niște lucrări foarte importante pentru copii, pentru viitorul nostru, și anume pentru școala primară Grigore Vieru din orașul Ștefan Vodă. Sumele despre care se discută sunt de 4 milioane și ceva de lei din partea statului român și aproape 2 milioane de lei din partea Consiliului Raional Ștefan Vodă.
Am revenit la discuții și am plăcerea să-i prezint pe invitații emisiunii de astăzi. Este vorba despre domnul Victor Ambroci, viceprimar al orașului Călăraș. Bună seara! Bună seara. Domnul Gheorghe Răileanu, primar al orașului Cimișlia. Bună seara! Bună seara! Și domnul Ioan Babici, președinte al Centrului de Resurse pentru Tineret Dacia din Soroca. Bună seara! Bună seara! Stimați telespectatori, puteți să vă alăturați discuției noastre. Așteptăm comentarii, întrebări, sugestii pe pagina noastră de Facebook, acolo unde emitem live emisiunea. Așadar, stimați invitați, dezvoltarea unei localități depinde în primul rând de bugetul acesteia și, după cum am putut să vedem și în reportajele de început, de multe ori autoritățile publice locale sunt nevoite să caute surse externe de finanțare pentru suplinirea veniturilor pe plan local. Și aici vreau să vă întreb, este cât de anevoios este sau dificil acest proces de elaborare, adoptare și execuție a bugetului local, domnule Ambroci, să începem cu dumneavoastră. Da, exercițiul de elaborare a bugetului local presupune multă muncă din partea specialiștilor primăriei, dar și implicarea cetățenilor la elaborarea acestuia, fiindcă problemele cetățeanului este bine să se regăsească în acest buget, rezolvarea acestora. Pentru a pregăti proiectul de buget, cu siguranță încă din luna noiembrie se pune pentru consultări publice către cetățeni. Sunt invitați cetățenii la o dată anumită pentru a se prezenta la aceste consultări publice și cu toții împreună decidem prioritățile orașului și ce dezvoltăm. Cu siguranță nu tot timpul, bun, participarea este atât de activă din partea cetățenilor, dar în mare parte, când este o problemă pe care vizează pe cetățean, cetățeanul este prezent și dorește ca lucrurile în fața porții sau în curtea sa să fie schimbate. Vine cu anumite propuneri, sugestii, da, și în limita posibilităților bugetului local sunt luate în vedere. Deja prioritățile sunt stabilite în cadrul Consiliului Rășănesc, când este votat propriu-zis bugetul în prima și a doua lectură, dar oricum, cetățeanul este întrebat și când cetățeanul este alături de administrația publică locală, atunci dispar careva suspiciuni că undeva nu este ok sau este ok. Noi, chiar în luna noiembrie, anul precedent, proiectul de buget pentru 2019 a fost consultat și avizat de cetățeni. Toate propunerile au fost luate în calcul și, respectiv, când a fost aprobat în luna decembrie, s-au regăsit multe din propunerile cetățenilor și problemele care ne vizează, pentru că asta este și menirea autorității publice locale de a soluționa problemele cetățenilor. Domnule Răileanu, aceeași întrebare și către dumneavoastră. Cum are loc această procedură de elaborare ulterior de execuție a bugetului local și cât de dificil este, dacă întâmpinați anumite probleme în acest proces? Procedura noi am însușit-o mai mulți ani deja, o respectăm în fiecare an. Începem lucrul imediat după ce se începe anul bugetar. Se elaborează studii privind posibilitatea sau nu a majorării impozitelor, veniturilor proprii. Se studiază suma veniturilor acumulate, unde am putea să le îndreptăm. Acești bani unde am putea, ca regulă, banii sunt foarte puțini și ajung pentru subexistență, pentru a întreține obiectele subordonate primăriei. Mulți ani la rând depunem eforturi pentru a găsi rezerve, pentru a face economii, pentru a gestiona mai bine banul public, dar aceste rezerve nu pot fi identificate la nesfârșit, este o limită. Și, de fapt, avem probleme destul de grave cu partea de cheltuieli îndreptate spre dezvoltarea localității, spre proiecte mai mari. Și astăzi, la masa rotundă de la care venim aici, chiar eu am ridicat întrebarea că este o nedreptate, un dezechilibru între formarea bugetelor unități statului, autorității publice centrale și autorităților locale, raportul cantitativ. Și sunt studii că veniturile proprii sau veniturile gestionate de autoritățile publice locale ar constitui undeva în jurul la 20% din veniturile statului îndreptate spre necesități publice, iar veniturile proprii chiar mai puțin, sub 10%, 70%, în dependență de localități. Aceasta este foarte puțin și nu permite dezvoltarea echilibrată, o dezvoltare dinamică a localităților. Și eu pun întrebarea permanent ca statul să facă dreptate, autoritățile centrale, Parlamentul, Guvernul,
ori să împartă acești bani aproximativ 50-50%, precum este o practică mondială. Cam în toată lumea, autoritățile centrale își rezervează vreo 50% din acești bani și restul rămân la... Cu atât mai mult că autoritățile centrale ne-am convins anii trecuți că nu gestionează corect banii, admit furturi în proporții deosebit de mari și noi vedem de multe ori luxul în care sunt întreținute unele instituții ale statului în detrimentul localităților, iar degradarea zonei rurale nu poate aduce la nimic bun. Poate doar să stimuleze migrația care are o amploare catastrofală. Eu sunt convins că poate să întâmple, dacă nu vom fi, nu vom reacționa adecvat, putem să ne confruntăm și cu o criză umanitară în Republica Moldova. Iar, cer scuze, dar dacă e vorba să contăm pe granturi, cred că nu este destul de serios. Este chiar și înjositor toată practica a căutării banilor din afară pe plan intern din fondurile de dezvoltare. Asta este transformarea primarilor în cerșetori, ceea ce diminuează autoritatea, respectul chiar față de sine, că sunt niște funcții de demnitate publică. Așa că principala sursă de venituri trebuie să fie veniturile proprii, dar pentru aceasta trebuie să fie date mai multe surse de colectare a veniturilor proprii și de formarea bugetului propriu. Trebuie ca acest buget al localităților să fie suficient de mare ca să acopere să nu se ducă banii sus și ca pe urmă să se întoarcă niște fărâmeturi în bugetele noastre. Adică ar fi bine, precum se formează bugetul găgăuzii, găgăuzia poate involuntar, dar practic a format un model care ar trebui să-l urmăm noi toți. Iată, principiile de formare a bugetului găgăuzii, care este undeva de cel puțin două ori mai mare la un cap de locuitor veniturile în bugetul lor, cred că ar trebui să fie un model și pentru toată Republica, să cerem de la autoritățile centrale să ne trateze la fel localitățile noastre, cetățenii noștri, la fel nu pot fi discriminați cetățenii unui stat în raport cu alți cetățeni din același stat. Ați menționat că acești bani puțini care vin la bugetul local sunt împărțiți conform priorităților. De ce se ține cont atunci când se elaborează acest buget? Sunt bani absolut necesari existenței. Instituțiile preșcolare, casă de cultură, nu le poți închide, sportul, sunt funcții vitale autorități. Nu poți stopa plombarea străzilor, reparațiile, cu atât mai mult conform legii primarul răspunde de securitatea traficului rutier. Sunt foarte multe cheltuieli pe care nu le poți evita. Sunt absolut necesare, nu poți. Astăzi te trezești cu prescripții de la poliția rutieră, mâine de la sistemul de asigurare cu energie electrică, că trebuie să schimbi contoarele sau de la Moldova Gaz, că trebuie la fel să schimbi contoarele, trebuie să întreprinzi ceva. Vă spun că avem cheltuieli absolut necesare. Și dacă nu reușești să gestionezi foarte eficient banii publici, atunci poți să trezești într-o regresie, nu în dinamică pozitivă. Să înțelegi că în aceste condiții e foarte complicat să te dezvolți instituțional, să ai specialiști buni, plătiți bine, care pot să gândească la lucruri, dar nu la faptul ce o să mănânci ziua de mâine și ce o să trimite copilul la grădiniță de copii. Avem probleme foarte grave, primarii care au mai multă experiență găsesc căi, metode de a ieși din ele, poate în unele domenii diminuează cheltuielile. Sunt foarte multe căi, dar ele sunt epuizabile. Nu sunt veșnice, nu poți face economii, găsi rezerve veșnice. La nesfârșit. Da, este nevoie de o gestionare foarte rațională a bugetului local. Domnule Babici, beneficiază primarii din localitățile din Republica Moldova de anumite instruiri referitor la modul cum să gestioneze acești bani publici? Cu siguranță că există unele organizații care au proiecte îndreptate pentru a pregăti autoritățile publice în acest domeniu. Eu vreau doar să intervin aici ca reprezentant al societății civile, care de fapt am un rol dintr-o parte să mă uit ce se întâmplă în cadrul unei autorități și în cazul meu merge vorba de municipiul orașului Soroca. Deci noi cumva mai mult timp am colaborat cu primăria și cu Consiliul Raional, chiar la inițierea centrului nostru de resurse pentru tineret, am semnat un acord de cooperare cu ei, unde fiecare a venit cu partea sa și astfel s-a ajuns la un final unde resursele disponibile au fost cumva
coagulat eficient și ne-au ajuns pentru ca să pornim ideea asta de a crea un centru tineret. Acum, la moment, noi avem un rol mai special. Noi suntem implicați în cadrul unei coaliții locale care, într-un fel, are ca scop să contribuie cumva ca acele resurse minime care le are municipalitatea orașului Soroca să fie cheltuite eficient și cumva să corespundă cu necesitățile cetățenilor, adică primăria să cunoască unde de fapt cetățenii ar dori ca banii publici să fie investiți. Asta este rolul nostru, deci noi am încercat ca să analizăm proiectul de buget a primăriei municipiului și să venim cu careva recomandări care de fapt unele deja au fost chiar și luate în calcul, pentru că noi înțelegem că nu toate recomandările pot fi aprobate exact 100%, ele pot fi puse în discuții mai largi și evident pot fi consultate cu unii experți în domeniu. Dar totodată vreau să zic că importanța acestui discurs dintre autoritatea publică, societatea civilă, cetățeni, deci este unul foarte important, pentru că asta creează o comunitate și un consens comun. Deci primarul poate să obțină un suport mai mare din partea cetățenilor și chiar în unele cazuri și contribuții financiare, pentru că eu cunosc situații unei localități rurale au fost nevoiți să colecteze resursele financiare suplimentare ca o contribuție necesară, obligatoriu, de a primi un grant din partea unei instituții donatoare. Rolul acestor organizații, de fapt, rolul cetățenilor în dezvoltarea unei localități este foarte important, dar vreau să vă întreb, cum motivăm locuitorii ca ei să meargă la primărie, să vină cu anumite sugestii, cu anumite propuneri, să participe, iată, la elaborarea bugetului local? Este o problemă, într-adevăr, aici. Noi ne confruntăm adeseori cu situații în care comunitatea încă nu are destul de experiență și cultura de participare în procesul acesta decizional. Pe de altă parte, autoritățile trebuie să înțeleagă că acele documente de proiecte de decizii care reflectă bugetul care trebuie să fie aprobat, el este prea complicat în forma în care, brută care este el, deci el trebuie cumva decodificat și prezentat într-o formă mai simplistă. Da. Evident, în așa fel, cetățeanul va putea înțelege ce cheltuieli, cum se formează veniturile, cum primăria își planifică să distribuie acele venituri. Și atunci, el poate să-și propună o idee. Deci el nu va veni cu formule, să verifice formule de calcul, dacă corect s-a făcut calculul cheltuielilor pentru grădinițe sau pentru alte structuri, dar el va putea veni, de exemplu, cu niște idei referitoare la unele investiții care primăria vrea să le facă, de exemplu, pentru amenajarea unui parc sau pentru dotarea sau reconstrucția unei grădinițe. Aici el poate veni cu idei inovatoare, spre exemplu tinerii, deci chiar șează mult o discuție unde tinerii au spus că noi înțelegem că se fac lucrări de reparație, se vopsesc scaunele, se repară stațiile de oprire, dar nu ne place pentru că aceste lucrări se fac cumva într-un stil mai vechi. Deci noi avem alte viziuni și idei inovatoare. Și noi am spus că am vrea să schimbăm culorile, spre exemplu, foarte simplu. Și asta ar părea că nu este atât de costisitor, dar cumva țintește în interesul cetățeanului. Și dacă, de exemplu, tinerii sunt un grup activ, ei chiar pot să contribuie, pot să implice, să ajute serviciile primăriei ca să realizeze aceste idei. Și fix așa pot fi foarte multe grupuri de interes din comunitate identificate pentru a fi consultate bine, nu pentru toate proiectele, decizii din primărie, pentru că unele țin foarte îngust pentru soluționarea unor cazuri particulare a cetățenilor cu terenuri, cu garduri, cu nu știu ce, care de fapt sunt niște drepturi
și n-au treabă atât de mult sau sarcină mare pentru primărie ca să consulte proiectul de decizie X sau Y. Dar sunt idei de proiecte unde se reabilitează o stradă, la general vorbim și ea, se reabilitează într-un mod foarte serios, deci capital, și atunci se vrea să instaleze felinare. Poate este necesar de contribuția cetățenilor, pentru că sunt cetățeni care pot locui alături de strada respectivă și atunci ei trebuie cumva implicați. Să-i întrebăm, bine, noi ce facem, voi ce faceți, cum contribuim împreună, cum facem ca strada asta să fie una reparată pe interesul tuturor. Ca să fie bine pentru toți. Exact. Sau altă soluție, în viziunea mea, ar fi ca funcționarii, primarul, să meargă în teritoriul la cetățeni, că pentru mulți cetățeni, primăria poate fi o barieră, unde este o instituție publică, și atunci nu toți dau curs invitații la audieri publice, la o problemă, dar dacă ar merge primarul cu specialiștii în domeniu, în teritoriul și-ar explica cetățenul, vrem să reabilităm un teren de joacă sau rețeaua de peduc sau canalizare, avem nevoie de suportul noastră, fie ca contribuție, fie ca viziune, fie mai bine. Atunci, cu siguranță, reușim. Adică, soluții se găsesc dacă este dorință din partea autorităților. Cum îi motivați pe cetățeni, pe locuitori să, iată, să participe la aceste inițiative, să vină la dumneavoastră, bună oară, să vă propună anumite lucruri sau să vină cu anumite idei? Domnule Ambrăci. Da. La finele anului precedent, la nivel de oraș, a fost semnat memorandumul de cooperare prin crearea coaliției locale. Unii avem și societatea civilă ca membri, primărie orașul ca oraș în calitatea primarului. Și aici deja coaliția locală are grijă ca să sensibilizeze cetățenii prin tineri, prin Consiliul Local de Tineri, prin elevi, studenți care avem la nivel local, ca să fie mai implicați în procesul decizional și atunci când procesul decizional este unul transparent, este ușor să implementezi un proiect în comunitate și ești credibil în fața cetățenilor că da, proiectul merge bine și atunci soluționează problema cetățeanului. Domnule Răileanu, există o coaliție locală și în Cimișlia? Da, există o coaliție locală. Aș vrea să spun că Cimișlia este un oraș în topul orașelor cu transparența decizională cea mai înaltă. Am fost pe locul 2, locul 3 în Republică și acum avem și pagina electronică, totul. Dar aș vrea să spun că nu e cazul să facem transparență pentru transparență. Transparența trebuie să aibă sens. Și de multe ori se face o formalitate cerută de la partenerii noștri de dezvoltare și societatea civilă pierde tot interesul față de acest proces de transparență decizională. Și noi observăm un fenomen pe toată Republica, scăderea entuziasmului și participării societății civile. Și aici aș vrea să spun o idee pe care am spus-o și la Masa Rotundă, că o societate se interesează de treburile publice, de mediu și mai departe, că nu are un grad de viață mai sporit. Nu este atât de săracă ca să se preocupe numai de ce o să mănânce mâine, cum o să meargă copilul la grădiniță și mai departe. Și atunci este problema cea mai importantă, să sporim gradul de bunăstare a societății și sunt programe deja pe diferite linii a Uniunii Europene, a Convenției Primarilor, chiar și a Organizației Națiunilor Unite, știți că sunt 17 principii de durabilitate, care prevăd sporirea calității vieții și respectiv atunci lumea va fi mai activă și mai... Dar până când trebuie să facem față situației, să nu continuăm să-i descurajăm prin politizarea banilor publici, ceea ce avem noi în Republica Moldova, îndeosebi fondurile naționale care sunt și au fost politizate în mod excesiv. Pot spune că sunt politizați și banii care vin de la partenerii de dezvoltare din străinătate, că ei tot trec prin guvern, prin ministerie și sunt îndreptați spre primăriile sau autoritățile publice care sunt pe criterii politice subordonate sau noi acum pledăm față de partenerii de dezvoltare să colaboreze pe orizontală cu autoritățile publice locale și chiar avem așa o idee, am cerut de la Consiliul Euroregiunilor să formeze un subcomitet care ar monitoriza situația din Republica Moldova, poate chiar ar participa la
monitorizarea acordării ajutoarelor ca să fie acoperite pe cât ar fi posibil toate localitățile, să nu fie discriminate pe criterii politice. Da, și pentru că ați menționat despre partenerii de dezvoltare, Bunăoara, Călăraș și Cimișlia sunt localități înfrățite cu orașe din România. Cum, cu siguranță aveți întâlniri bilaterale cu primarii de acolo. Cum discutați cu ei? Aveți anumite bune practici pe care le preluați de acolo și le implementați aici? Da, domnule Ambroci. Primăria orașului Călăraș este înfrățită cu două comunități din România. Este vorba de municipiul Călăraș, România și Covasna, România, oraș Covasna, stațiune. Colaborarea cu Călăraș, România a început din 2007. Avem 12 ani în toamna aceasta. Un proiect comun am avut, reabilitarea cimitirilor eroilor români din orașul Călăraș. Un prim proiect a fost în anul 2010, unde cu contribuția municipalității din România am reușit să reabilităm acest cimitir al eroilor români. Alte proiecte au fost doar de schimburi culturale, unde am mers noi la ei cu concerte, au venit ei la noi, respectiv și în Covasna, suntem de 2 ani și înfrățiți. Urmează, deja este cadrul legal în România aprobat, ca municipalitățile din România cu localități înfrățite din Republica Moldova să poată finanța proiecte, anumite proiecte. Și în acest sens deja am făcut și careva demersul către orașele noastre înfrățite și sperăm că o să avem susținere. Domnule Răileanu? Noi suntem înfrățiți cu 4 localități din România, mai colaborăm cu încă 4, care posibil vor trece într-o înfrățire, dar vreau să spun la fel că avem o colaborare culturală, în plan economic este mai mult simbolic. Noi am primit un mic ajutor de la municipiul Câmpina pentru construcția unei biserici consacrate luptei de liberare națională. Eu sunt veteran de război și avem o comunitate mai mare, adică mai mulți veterani în oraș. Iar în rest, pot spune că până când eu nu văd efectul unui ajutor pe care ar putea să-l simțim, prea birocratizată este procedura. Apoi am impresia că mulți, iată, am trecut de centenarul Unirii anul trecut și mulți chiar ne-au suplimentat cheltuielile la bugetul nostru. Un ajutor n-a fost, de fapt a fost, ne-au impus mai multe cheltuieli când am fost gazdă la mai multe evenimente. Se vede că ar trebui să fim mai atenți prietenii noștri care într-adevăr doresc să ne ajute. Și, dar ajutorul până când are un caracter simbolic și tot foarte sporadic, pot spune. În continuare, vă invităm să urmăriți un reportaj despre procesul de proiectare, adoptare și execuție a bugetelor locale din România. Bugetele locale reprezintă o sursă financiară extrem de importantă. În România, o treime din achizițiile publice sunt organizate de unitățile administrativ-teritoriale. În România, bugetele locale se adoptă după ce prin Parlament este trecută legea bugetului național, lucru care, în mod normal, trebuie să întâmple până la sfârșitul anului, dar dacă ne uităm anul ăsta, vedem că suntem în luna martie, la sfârșit, și încă de-abia bugetul național a fost votat, sau de-abia a fost votat și vom avea bugetele locale aprobate undeva la începutul lunii aprilie sau pe parcursul lunii aprilie, dacă nu vor fi și la nivelul acestor unități administrative probleme. Toate primăriile din România sunt obligate să facă publică propunerea de buget local și să dezbată documentul împreună cu membrii comunității. Atunci când vorbim de un buget local, trebuie să ne gândim la bugetul de funcționare și la bugetul de dezvoltare. Bugetul de funcționare înseamnă suma tuturor acelor cheltuieli curente de care are nevoie o primărie ca să-și continue activitatea pe durata unui an. În funcție de ce venituri are, să spunem, o asemenea primărie de comună, trânse la nivelul unui an, îi mai rămân sau nu mai rămân bani după ce face calculul câți bani are nevoie să funcționeze pentru investiții. Dacă nu mai rămân bani de investiții, lucru care se întâmplă foarte frecvent, va ajunge la mila, între ghilimele, a bugetului național. Ca să faceți o idee, din cele 2700 de comune din România, adică unitățile cele mai mici, cele mai cu venituri foarte slabe, 90% dintre ele nu sunt capabile să-și acopere din veniturile locale colectate din taxe și impozite cheltuielile de funcționare. În asemenea cazuri, există un mecanism de echilibrare bugetară prin care deficitul pe care îl înregistrează unitățile administrativ-teritoriale este completat din bugetul național. Procedura
procedura este valabilă doar pentru comunele mici. Localitățile care au aceste surse consistente de bani își pot permite, atunci când construiesc bugetul, să se gândească și la o serie de investiții. Și aici începe, atât în dezbaterea publică cu cetățenii, cât și la nivelul Consiliului Local, o întreagă discuție legată de în ce investim acești bani. Valoarea bugetelor municipiilor reședințe din România. Cel mai sărac municipiu reședință de județ este Slobozia, care are un buget de 23 de milioane de euro și cel mai bogat, bineînțeles, este Bucureștiul, al cărui buget numai al primării este de 820 de milioane de euro. Brașov are 142 de milioane, Timișoara 172, municipiul Cluj-Napoca, care dincolo, în afară de București, este cel mai bogat oraș din România, are 194 de milioane de euro. Bugetele de investiții uneori reprezintă 10, 20%, 30% din întreaga această sumă. Restul sunt cheltuielile de funcționare ale acestor localități. Specialiștii spun că primarii ar trebui să-și canalizeze eforturile pentru dezvoltarea comunităților în așa fel încât acestea să devină atractive pentru investitori. Am văzut cum are loc acest proces de proiectare și execuția bugetelor locale în România. Pe de o parte, sumele cu care operează localitățile de acolo în România sunt mari. Și aici vă întreb cât de deschis este statul român spre finanțarea localităților înfrățite. Bună oară, iată, cele de peste Prut. Noi experiență bună în acest sens o avem cu Consiliul Regional Călăraș, capitala de reședință orașului Călăraș, a raionului, unde Consiliul Județean Prahova a alocat mai multe zeci de mii de euro pentru proiecte de infrastructură, cum ar fi construcția unui mini teren de fotbal, construcția mai multor busturi, alei, alea domnitorilor avem în incinta Consiliului Raional Călăraș, ne-au fost donate bustul Ștefan cel Mare, bustul Mihai Viteazu, eu Alexandru Ioan Cuza, Ferdinand I, Stela Eroilor Neamului. Avem în acest sens o colaborare bine la nivel de Consiliul Raional, fiindcă știm că Prahova, județul Prahova, este cel mai bogat județ din România și atunci își permit să finanțeze și proiecte din Republica Moldova și în acest sens are câștigat și orașul Călăraș. Pentru aceasta le mulțumim tuturor care contribuie la acest fapt și în special Asociației Culturale Române, Mihai Viteazu din Prahova. Domnule Babici, au fost anumite, iată, finanțări și în Soroca, din partea României? Da, eu cunosc și municipiul orașului Soroca a beneficiat din suport din partea română și Consiliul Raional. La municipiu știu exact că acest suport a venit pentru reparația unei porțiuni de lângă cetate, merge vorba de pavajul, trotuare, inclusiv faleza ministrului. Consiliul Raional a beneficiat de un suport pentru construcția, dacă nu mă greșesc, a două căsuțe de odihnă pentru copii în tabra de odihnă. Deci eu consider că există totuși oportunități, plus la asta proiectul foarte frumos care a fost în orașul Soroca, care a țintit cetatea iarăși ca monument istoric, a ținut de reabilitarea acestui monument, restaurarea, mai bine zis, acestui monument, care s-a făcut într-un proiect transfrontalier, unde a fost implicat și partea noastră, și partea română, și partea ucraineană. Au fost identificate trei cetăți ale vechiului stat român și au fost restaurate. Deci, probabil, și mai sunt și alte acțiuni care nu presupun doar ajutor financiar, dar țin mai mult de diverse participări la unele evenimente, cum ar fi concursuri, cum ar fi diferite festivaluri, unde particip atât și partea română, cât și partea noastră din Moldova. Schimburi culturale. Exact. Se menționa în reportaj despre faptul că primarii din România trebuie cumva să se canalizeze și să atragă investitori pentru localități. Ar fi o soluție acest lucru și aici, în Republica Moldova, domnule Raileanu? Da, este o soluție. Vreau să spun că noi comunicăm, colaborăm cu structurile asociative a primarilor din România, cu Asociația Comunilor,
Chiar aseară m-am întors de la un eveniment când s-a sărbătorit 25 de ani a Asociației Orașelor din România. Preluăm experiența dumnealor, ne împrietenim, discutăm strategii, ce am putea face pentru dezvoltarea durabilă și echilibrată a ambilor baluri ale Prutului. Avem o colaborare foarte bună în plan de schimb de experiență, sunerea legislației României. Chiar cunoaștem și multe detalii din cadrul legislativ român, îi cunosc din experiența noastră. Avem o colaborare. Este o colaborare dintre autoritățile centrale ale României și a Republicii Moldova, dar vreau să constat că ultimul timp este foarte politizat la noi în țară. Adică banii chiar pentru grănițele copii, dacă vin, de pildă în raionul nostru s-au dat numai la grănițele copii, care unde primari sunt de la partidul de guvernământ. S-a observat așa un fenomen, s-a observat și în trecut. Vă spun, cu primăriile, cred că primarii toți sunt foarte pragmatici, întotdeauna iau probleme interne a localității și nu pot scăpa de rezolvarea lor, de presiunea cetățenilor, așa că le vine mai greu să rupă din buget și să aloce ajutoare pentru Republica Moldova. Totodată, dar eu sunt cred și cazuri că când sunt se înțelege, sunt cazuri foarte frumoase, pilde frumoase și noi avem în raionul nostru Cimișleata. A fost un reportaj cu Gura Galbenei, Consiliul Raional are o colaborare. Vreau să rămânem pe acest segment, da, pe segmentul de România, pentru că despre instrumentele prin care sunt îndemnați cetățenii din România să participe la utilizarea banilor publici, vorbim în clipele următoare cu domnul Gheorghe Baciu, primar al orașului Slănic Moldova, județul Bacău. Domnule Baciu, bună seara! Sărbora, bună seara! Vă salut pe dumneavoastră, pe respectatorii dumneavoastră și pe domnul primar de la Cimișlea. Domnule Baciu, să ne spuneți dacă există anumite instrumente prin care cetățenii sunt îndemnați să participe la utilizarea banilor publici. Da, desigur că și noi avem mari nevoi, cum de altfel aveți și dumneavoastră, și în administrația publică întotdeauna banii nu sunt suficient, oricât de mult ar fi. Dar, în principal, un gospodar al unei localități trebuie să se gândească la sustenabilitatea localității. În așa fel încât, întotdeauna, să aibă un plan în care se prinde cheltuielile de funcționare, cheltuielile necesare pentru a funcționa și a administra localitatea, utilități și celelalte, dar să aibă și un plan, etapizat, bineînțeles, cu priorități, pentru o perspectivă imediată și pentru o perspectivă îndelungată. Acest lucru nu este ușor de făcut, dar nu este nici foarte greu dacă ești pragmatic, dacă ești un primar care vede nevoile imediate și nevoile pe termen lung și câștigul, prioritizarea. Pentru că un exemplu care la noi se dă mereu, adică eu dau mereu la primarii din Republica Moldova, este că la noi s-au asfaltat drumul și după aceea s-a gândit cineva că nu are canalizare. Adică până la urmă trebuie să gândești foarte bine cum prioritizez ce proiecte facem, așa cum într-o privată se duce apă, canal, ce mai este, cablu, ce mai sunt acolo, ai făcut asfaltarea și la final păstrezi 20 de ani, 30 de ani drumul și ai o perspectivă mult mai bună. Cât de implicați? Vă rog. Domnule Baciu, să-mi spuneți cât de implicați sunt cetățenii, locuitorii din Slănic Moldova în viața comunității? Da, din păcate vă spun că acum construim această atitudine civică în care cetățeanul să vină să contribuie. De obicei, comunismul a stricat acest spirit civic. Știți că noi făceam voluntariat, muncă patriotică obligatorie. Și s-a stricat. Acum, în special la tineri, avem această atitudine dezvoltată și muncim să facem acest lucru. Avem trei structuri asociative, poate am mai spus în emisiunea dumneavoastră, și încercăm pe lângă aceste ONG-uri sau nu știu cum le spuneți dumneavoastră, organizații obștești, mi se pare că le spuneți, să construim acest spirit civic. Dacă ne referim strict la procentul la care participăm, este foarte mare, adică sub așteptările mele la Slănic Moldova și în general în România, nu, Slănic Moldova nu este diferită. Dar, încă o dată, construim această atitudine. Uitați, vă dau un exemplu. Avem o doamnă acum pensionară care a spus: dați-mi o zonă din Slănic Moldova și eu am grijă de flori
îngrijesc și inclusiv cu vecinile mele voi veni să îl tai cum din trandafirii și toate celelalte, mai au nevoie de o mică întreținere. Și vedem că se dezvoltă și crește acest spirit civic. Da. Domnule Baciu, ne vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Așadar, iată, este vorba despre spiritul civic atunci când vorbim despre implicarea cetățenilor în dezvoltarea unei localități. Să ne spuneți în ce măsură sunt cetățenii noștri au acest spirit civic și cum poate fi el dezvoltat? Domnule Ambroci. Noi avem experiență frumoasă la Călăraș. În fiecare primăvară și toamnă invităm cetățenii la curățenie generală de lunarul ecologic Hai Călăraș. Exact acum, în luna martie și aprilie, este demarat acest bilunar. Pentru a încuraja cât mai mulți cetățenii, am organizat și un concurs în acest sens, orașul meu, comunitatea mea, pentru ca cetățenii să se mobilizeze. Avem și premii bănești în acest sens. Mobilizăm și toate instituții publice de pe teritoriul orașului Călăraș ca să se mobilizeze la curățenie generală. Și atunci, un pic reușim să scăpăm de gunoaie și să avem un oraș mai frumos, mai curat, mai salubru și, desigur, mai sănătos. Pas cu pas, cetățenii devin tot mai implicați și conștientizează nevoia implicărilor în viața comunității din care fac parte. Cu siguranță. La acest capitol, cu siguranță, este toată Moldova. Problema ecologică ar fi o problemă numărul unu, dar dacă vor veni proiecte de la autoritățile publice centrale, regionale în acest sens, cu siguranță Albia Râurilor va fi mai curată. Noi avem râul B care traversează orașul Călăraș, care un pic este poluat din cauza indiferenței fiecare de noi, dar oricum se depune mult efort în acest sens ca să fie mai curat și mai frumos. Da, dacă ne referim la participarea cetățenilor la elaborarea și execuția bugetelor locale, se menționa și în reportajul de început că este important ca cetățenii să fie implicați cumva la etapa incipientă de elaborare a proiectului de buget local, pentru că ulterior se poate fi făcute anumite modificări în funcție de cum, de ce își doresc cetățenii sau de ce propun ei. În ce măsură are loc, se întâmplă acest lucru în localitățile noastre? Da, domnule Babici. Da, într-adevăr, ar fi o soluție dacă autoritățile ar încerca să inițieze cetățenii la etapa de inițiere unui proiect de decizie. De ce spun asta? Pentru că însăși societatea civilă și cetățenii, ei nu sunt experții în toate domeniile. Și pentru ca să studieze un proiect de decizie este nevoie și de timp, și de experiență, și de alte consultări. Respectiv, dacă autoritatea va face în grabă o consultare publică pe un proiect de decizie, atunci evident că această consultare va fi mai mult pentru o bifă, să fim realiști. Și îmi place ideea cu întrebarea cum să cultivăm educația, spiritul civic. Eu vreau să fiu un pic mai realist și aș spune că dacă aș cunoaște o soluție de acest gen, probabil am fi cu toții cei mai fericiți, pentru că prin acest pas noi am rezolvat toate problemele, pentru că noi de asta aducem lipsă. Dar eu consider că este necesar de creat o platformă pentru în care să cultivăm acest spirit civic. În primul rând, desigur că trebuie să dezvoltăm capacitățile în continuu și aici trebuie să vină și suportul autorităților centrale și donatorilor pentru ca să susțină autoritățile publice locale, anume în implementarea legilor cu privire la asigurarea transparenței și implicarea cetățenească în procesul decizional. Pentru că legea este destul de bună, însă mecanismele sunt greu de realizat, de implementat. Și atunci nu poți să învinuiești o autoritate că peste noapte ea nu are un site sau nu are specialiști pregătiți în domeniul respectiv, chiar care să cunoască în detalii, să respecte termenii, să trimită imediat informații către cetățeni. Cum să formeze aceste grupuri de cetățeni? Plus la asta, eu am spus-o și azi, probabil azi trăim într-o epocă modernă a tehnologiilor, fiecare, sau să zicem, cel puțin un angajat al primăriei are un telefon care poate să-l folosească pentru a transmite live pe site-ul primăriei sau pe un cont de Facebook. De la vreun eveniment care are loc. De la ședințele comisiilor de specialitate, de la ședințele consiliilor locale. Și atunci cetățenii încetul cu încetul vor începe a înțelege de fapt ce se discută, ce înseamnă luarea deciziilor, ce înseamnă un proiect de decizie, ce înseamnă bani publici. Asta nu poate fi realizat imediat. Deci este imposibil.
Este nevoie de timp. Exact, este nevoie de timp. Da, stimați invitație, da, spuneți. La sfârșitul anului trecut am participat la o sesiune a Congresului Superior Local la Strasbourg, unde a fost adoptat un manual pentru consultarea populației pe diferite probleme, unde este descris foarte detaliat tot procesul, dar ce vreau să spun, că e foarte important ca cetățeanul într-adevăr să participe, nu să fie o formalitate, că nimeni nu dorește să fie figurant, dar să piardă timpul. Și atunci poate participa când sunt niște bani. Într-adevăr, când este ceva de hotărât, uite, avem posibilități, dar dacă ești în stare de subexistență, atunci e foarte complicat să mai organizezi încă și consolide. Dacă știi că toți banii îți merg acolo, dincolo, nu mai ai cum să îi împarți. Aș vrea să spun și eu, în privința cultivării spiritului de voluntariat, cred că trebuie să o înceapă fiecare conducător de la sine. Noi, Cimișlie, avem lucrări de voluntariat, tot colectivul primăriei participă la asemenea lucrări. Dacă cineva a vizitat Cimișlie, pot să le spun că toate felinarele din centru, aleile, scoarul copilării sunt instalate de specialiștii primăriei, în calitate de voluntariat. Am făcut economie de bani, am reușit și anul acesta vom avea foarte multe lucrări de voluntariat, la care invităm și elevii, și doritorii, și cetățenii. Stimați invitații, noi mai avem foarte puțin timp până la final. Vreau, în concluzie, fiecare dintre dumneavoastră, un gând foarte scurt. Cum sporim eficiența utilizării banilor publici din localitățile din Republica Moldova? Domnule Ambrogi. Chiar dacă avem bugete bazate pe consum, știm că sunt insuficiente, bugetul este un auster, cu implicarea fiecăruia de noi, a fiecărui cetățean, putem asigura și o transparență și o cheltuire corectă o banului public și numai prin participarea comună avem succes. Cred. Domnule Răileanu. Eu cred că trebuie asigurat procesul democratic. Nu putem convinge cetățenii să păstreze, să facă economii când îi văd că se fură 1 miliard în acest stat sau se fură permanent, este corupție generalizată, este foarte complicat. Așa că toată societatea civilă, organizațiile obștești împreună cu partidele ar trebui să pledeze, să facă tot posibil pentru a instala un sistem cu adevărat democratic, să fie transparent. Ne vă mulțumim mult, domnule Babici, vă rog, foarte scurt. Cu gândul la cetățeni și cu gândul de a cheltui sau valorifica resursele financiare în folos cetățeanului. Așa este. Să ne implicăm și să participăm la viața comunității din care ne face parte. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. O seară frumoasă să aveți. La revedere!